Deci, care ne-a prea semănat foarte mult cu meci de fotbal, a fost o bubuială totală și dintr-o parte și dintr-alta. Sunt foarte supărat pe jucătorii mei, mai ales că acum câteva zile am făcut un meci foarte bun. Sunt foarte supărat și dezamăgit pe la modul cum am gândit jocul în repriza a doua, deși la pauză am fost cu 1-0. Asta e viața, mergem înainte și sperăm să salvăm această echipă de la nivelul ăla. V-ați diminuat șansele cumva pentru locul 1? Eu când am preluat echipa, am preluat într-o situație grea, aceeași situație. Nu știu, vedem, jucăm până la capăt. Nimic nu-i câștigat, nimic nu-i pierdut. Mergem înainte. Din punctul dumneavoastră de vedere, primele două locuri, pe cine ați vedea la sfârșitul acestui retur? Nu să zic, de celelalte echipe, echipele care le-am văzut eu până acum, cele două echipe ar merita să fie pe primele locuri. Mulțumim!